în joc. Da, să-l ascultăm pe Marco Dulca. Că trebuia să fim atenți în ultimii 30 de metri. Am pierdut două puncte, pot să zic, și trebuie să ne revenim cât mai repede, pentru că meciurile trec și obiectivul este câștigarea campionatului. Un singur punct cu ultima clasat. Da. Este ca un eșec pentru noi. Cum am zis, obiectivul nostru știe toată lumea. Nu trebuie să mai facem pași greșiți și la următorul meci trebuie să luăm cele trei puncte. De ce nu Germania? Nu, a trecut. Nu. Cum s-a scris și în presă, toată lumea știe ce s-a scris. Ăsta este adevărul. Nu ne-am înțeles la contract și asta a fost. Și FCSB-ul a fost următoarea variantă sau ai mai avut și alte oferte? Da, FCSB-ul s-a gândit la mine, au plătit clauza, a fost singura echipă care a făcut transferul în 2-3 ore, pot să zic, și mă bucur că am ales această echipă. S-a vorbit atât de intens de un eventual transfer al tău la Rapid. Nu știu, nu te-ai gândit de 2 ore înainte să semnezi cu FCSB-ul? Eu nu știam de nicio ofertă de la Rapid. Au fost niște discuții, dar FCSB-ul a fost mai rapid. N-a fost ciudat pentru tine să afli că FCSB-ul te dorește? Nu, m-a bucurat acest lucru. Mă bucură fiecare echipă care mă dorește. Asta înseamnă că sunt un jucător bun, pot să zic, și mă bucur acest lucru și mă bucur de varianta, de echipa pe care am ales. Ai puțin timp la echipă, dar vreau să te întreb cât de mare e trecerea de la Chindia la FCSB și cum se simte aici atmosfera, vestiarul, nu știu. Da, în primul rând sunt alte obiective aici, alte condiții, toată lumea are așteptări mari de la tine, la fiecare meci este stadionul plin și mă bucur acest lucru, îmi place presiunea pentru că dacă nu ai presiune nu te poți numi fotbalist. Aveai nevoie de o astfel de provocare? Da, normal. Mi-am făcut treaba la Chindia, am avut 2 ani bune acolo și simțeam și eu că trebuie să fac următorul pas. Așteptările tale de la tine în tricoul FCSB-ului, care sunt? Să joc cât mai bine meci de meci, să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivul. Sunteți mulți acolo la mijloc, acum concurență mare acolo. Da, este concurență. Fiecare jucător crește prin concurență și mă bucur acest lucru. Unul dintre obiectivele tale este să joci și în grupele Conference League? Normal. Câștigarea campionatului, grupele Conference League, pardon, și convocarea la echipa și Champions League și convocarea la echipa națională. Mulțumesc. Champions League până la martie, cam așa e pentru echipe românești.